ziua din nou. Supun la vot procesul verbal de data trecută, de la ședința trecută, dacă aveți... Sunt două. Da, le-am văzut. Cele două procese, când data trecută au fost făcut așa de... Cine este pentru? Așa. Sunt toți? Cine mai lipsește? Nu știi că... Tică, da, bine. Tică și Antonia. Dacă sunteți de acord ca invitații să participe la ședința noastră, cine este pentru? De asemenea, avem un nou proiect apărut acum. Este proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și UAT Comuna Balcani privind finanțarea activității de protecție și de tip rezidențial al persoanei cu handicap. Aici, dacă îmi permiteți să vă explic un pic, știți că noi am aprobat acum vreo două luni acel contract de asociere de tip rezidențial pentru persoane cu handicap, cu procentul acela de 35% pe care noi contribuim pentru situația asta. Între timp s-a schimbat o ordonanță de guvern și automat și forma contractului trebuie adaptată după acea ordonanță. Avem adrese de la DGASPC, de la Consiliul Județean, în care ne explică. Dumneavoastră ați avut-o și în material, dacă aveți și alte întrebări. Deci doar atât. Se schimbă baza legală referitor la acele costuri. Nu se schimbă altceva decât doar forma legală după care noi o trebuie să aprobăm acel contract din nou. În rest rămâne același lucru. Și contribuția rămâne aceeași și toate datele din contract. Propun adăugarea acestui proiect la ordinea de zi. Cine este pentru? Sunteți de acord cu ordinea de zi? Dăm cuvântul domnului viceprimar. Da, bună ziua. În conformitate cu dispoziția articolului 134, alineatul 1, litera A, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57, din 5.0507-2019, privind codul administrativ și articolul 181 din legea numărul 134-2010, privind codul de procedură civilă, republicată cu modificări ulterioare, prin dispoziția numărul 224 din 07.08.2020, vă convocăm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local Balcan ce va avea loc la sediul Primăriei Comune Balcan, județul Bacău, sala de ședințe, în data de 14.08.2020, ora 9, următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan pentru anul 2020, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrative și finanțate din bugetul Comunei Balcan pe anul 2020 și punctul 4 diverse. Nu, la punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de... Exact, ce a spus că deja am citit, am aprobat. La primul punct. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2020. Citiți propunerea, se aprobă planul de acțiune privind serviciile sociale aprobate la nivelul Comunei Balcan în Comitetul de Asistență Socială în anul 2020, conform anexei ce face parte integrantă de prezidenta hotărârii. Cu aducerea la îndeplinirea prezidentului hotărârii se încredințează compartimentul asistență socială în Balcan din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Balcan. Și articolul 3, hotărârea Consiliului Local din numărul 18 din 29 martie 2019 privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale furnizate de către Compartimentul de Asistență Socială Balcan pentru execuție bugetară. Asta e proiectul care aprobarea planului de asistență, da.
Nu, ăsta este punctul 3 de pe ordinea de zi, privind planul de acțiune prin serviciile sociale, dar continuăm totuși cu ce am început, cu proiectele întâlnirii privind analiza și aprobarea execuției bugetare, la data de 30.06.2020. Se aprobă execuția bugetară la data de 30.06.2020, cele două secțiuni de distanțare de dezvoltare, de funcționare de dezvoltare, conform anexei 1, cont de execuție venituri și anexe numărul 2, cont de execuție cheltuieli, care fac parte integrată de prezenta hotărâre. Asta a fost materialul. Trecem la discuții. Da, domnul Gândar. Da, văd că o alocat de la guvern suma de 201.000 lei. Și aici văd niște lucrări care se spune că dintre acești bani se repară, se fac. De exemplu, citesc. Refacerea 01 drum sătesc la Balcan. Nu e asta? Da. Doi, păi la punctul ăsta te, da? Asta e la rectificare. Da, la rectificare. Păi la rectificare, da, spune. Noi suntem la punctul numărul 1, execuția bugetară, dacă... Capra și varza, domnule. Păi e exact asta, am zis cu 1 sau 2? 1. Păi, la execuția bugetară, eu de acord cu ea. Da, aici nu este problemă. Bună, domnul Barna. Deci, în ceea ce privește punctul 1, eu vreau să vă spun că sunt exact aceleași cheltuieli care 4 ani de același mod de a sifona banii cu acte în regulă, pe aceleași lucrări supraestimate, prin aceleași metode prin care s-au jetmănit banii publici de 4 ani încoace. E exact aceeași mărie, cu altă părere. Sunt aceleași sume peste tot. Toată execuția bugetară e la fel ca anul trecut. Degeaba sunt unii care vă sfătuiesc pe aici să mai țineți cont de banii oamenilor, dumneavoastră faceți tot cum vreți. Păcat că domnul primar, am avut dreptate și se confirmă prin absența dumnealui, dă bir cu fugiți în ultimele ședințe. Este invitat la ședință la Bacău? Știu, da. E o mare coincidență că e invitat la respectiva ședință. O să-ți demonstrez, adică asta așa ca... Da, mă rog. Nu că ar trebui, că ar trebui, dar totuși hai da, să... Da, mă rog. Ce? Puteți să filmați, mă rog frumos, la apropiați. PSD, Bacău? Cred că e mai importantă comuna. PSD. Dar acolo scrie invitație, Comitetul Executiv PSD Bacău, președinte Dragoș Bena. Așa, și? Deci este, cred că ar trebui să fie mai interesat este de comunitatea care l-a ales, decât de să răspundă la ordinele șefului PSD Bacău. Da, știi destul de eu cred că este mai importantă comunitatea din care faci parte decât să te duci la o ședință PSD. Dacă mai este, dacă nu se cura. Dacă domnul vrea să prezinte... Eu am vrut să-ți demonstrez. Ce să-mi demonstrați? Că-i chemat la raport la PSD? Important că lipsește. Da, aia e important, că lipsește. Acum motivul să pot invoca, nu e o problemă. De la urmă, nu? Am trecut. Asta am vrut să spun, că toate sumele astea sunt exact cum s-au cheltuit și până acum. Nu sunt folosite în interesul comunității, sunt folosite în interese care se știe. Supunem la vot drept pentru care eu nu susțin execuția. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trecem la punctul 2 din nou linia de zi. Nu, eu mă abțin pentru că nu sunt în regulă cheltuielile de acolo. Trecem la punctul 2. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcan pentru anul 2020. Discuții? Da. Domnul Barna? Da. Deci, precum bine se poate constata din ultima filmare la ședința anterioară a Consiliului Local,
domnul Luca a spus că pun oamenii pe drum degeaba. Azi avem pe ordinea de zi un material care spune în felul următor. În perioada 18-22-6-2020, în urma, au avut loc o serie de evenimente meteorologice care au provocat unele distrugeri ale lucrărilor la drumuri, diguri și poduri, care necesită lucrări de reparație, așa cum s-a constatat de către comisia numită prin ordinul prefectului, prin procesul verbal, tra-la-la-la-la-la. Domnul primar a spus că eu pun oamenii pe drumuri degeaba, ca să vedeți că IACA nu-i pun degeaba, că în urma sesizării făcută de mine personal către prefect, Comuna Balcani a primit 2 miliarde pentru a efectua anumite reparații. Da? Și asta dovedește faptul că domnul primar minte. Și avem aici, eu am o singură curiozitate, restul sunt convins că, adică am fost pe tren și am văzut că sunt foarte bine sesizate daunele, dar distrugerile, de fapt, nu-s daune. Refacerea asta de beton, pod beton, punctolan. Domnul primar, cum bine a spus de față cu domnul prefect atunci, podul este intact. Este o problemă la susținere, piloane care nu existau. De ce a spart podul, aș întreba eu pe domnul primar, în loc să încerce să folosească ce mai era bun din pod și să-i facă doar o susținere? Ce s-ar fi întâmplat la următoarea viitoră cu podul în altul? Păi, următoarea, dacă era... Dacă era, da. Așa. Dacă era... Ce s-a întâmplat și la ultima? Podul a stat acolo. Problema a fost susținerea podului, care nu a existat. Da, dar dacă urma o viitură, făcea mare rău de schimb. Și de aia se ducea jos de, da. Și de partea cealaltă. Păi numai, ce să mai utilizeze din domnul? Păi domnul primar așa se... Da. Ați fost acolo, domnul Costel? Da. Ce a zis domnul primar? E strun, nici n-a crăpat. Asta e lucrare perfectă, așa spunea de față cu domnul prefect. Iar cu sesizarea domnul prefect, mai am făcut către toate instituțiile. Când? Matău. Când? Imediat după inundație. Da. Mm-hmm. Da, bun. Există filmări, lumea s-a lămurit. Oricât mințiți dumneavoastră, nu vă mai puteți ascunde după dege. Înțelegeți? Dar ești singurul care minte ceva. Da, perfect, da, așa e. Mai aveți? Nu, eu atât am. Da. Domnul Blânga? De spus. Da. Revin. Referitor la suma asta care s-a primit de 201.000 lei, 2 miliarde și un pic, am intrat pe SICAP și am văzut acum o licitație pentru podul la Frumoasă și îmi pare foarte bine că e domnul Costel. Cât a costat lucrarea pe SICAP? SICAP se numește, acum s-o transmite. Da, nu, SICAP. Am înțeles, dar despre ce lucrare vorbim? E vorba de chiar trecut pod și trecut și societatea de acolo. Câte miliarde costă lucrarea respectivă? Hai, că doar acum e dată, deci nu e trecută pe SICAP. Păi da, dar noi nu avem nicio achiziție cu pod olare. Da, e o lucrare de 2, ceva miliarde de lei. E destul de clar și dacă se încadrează banii ăștia, noi facem exact ca în fiecare an, trecem o grămadă de lucrări. Deci noi nu avem nicio lucrare la pod olari. Deci, ca să vă spun, dar care trecut la olari? Că e luat, intră în pisicap, dar poți intri oricine și vede, da? Înțeles, da. E 2 miliarde și ceva. Deci, eu nu am făcut așa ceva. Deci, da, scrii Consiliul Local. Deci cine intră pisicap? Mergi un birou la mine și vă uitați pisicap. Eu am, dar poți să intri oricine. Păi dacă eu n-am făcut, de ce spune și este? E o lucrare de 2 miliarde și ceva, care dacă stăm și socotim, este exact banii și trebuie să mai pune din bugetul local. Noi venim în fața Consiliului Local cu 9 lucrări, 9. Și în realitate noi le votăm că se fac, dar se face una unii vrea domnul primar la Frumoasa. Avem aici 5 poduri metalice. În fiecare an s-au alocat câte un miliard. Domnul Gândar, dumneavoastră vorbiți de achiziții de anul Domnule, eu vorbesc destul de clar. E vorba de 2 miliarde și ceva care vin. Trecem aici o grămadă de lucrări să spălăm ochii și în realitate facem una sau cel mult două. Nu am făcut achiziții pentru port. Dacă sunt trecute aici, eu ar vrea să le văd făcute, fiindcă oamenii ați văzut și la Schitul Frumoasa, și în Frumoasa, și în Ludaș. Podurile și chiar acele metalice sunt numai improvizații făcute.
Asta am vrut să spun, să nu mai facem o lucrare din nou sau din 10. Deci eu v-am spus și o să vă trimit, chiar o să și postez, că nu este lucrare de popular. Domnule, ați achiziționat pisicap o lucrare frumoasă de 2 miliarde și ceva, nu puteți spune că nu. Nu am achiziționat. Nu, atunci eu scrie cu destul clar Consiliul Local. Deci nu, că nu-i trecută persoană. Deci nu cred că ar trebui să mințiți, domnul Gânga. Domnule, eu o să dau pe... Nu e nouă, chiar vă rog frumos. Deci eu o să dau pe Facebook, să facem lucrările exact cum le treceți pe hârtie. Asta vreau. Dacă-s trecute, să facă. Domnul Gânga, să nu rămână la nivel... Repet, nu am făcut achiziții pentru pot polar. Bun, așa să fie. Da, domnul Gânga e obișnuit cu... Lasă, domnule, nu e obișnuit. De 4 ani, de 4 ani, s-au alocat bani pentru podurile de fier. Și hai știți cum, nu trebuie să mai spun eu, le vede fiecare. Sigur. Gata, domnul? Mai este cineva? Supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, toți. Toată. 103. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale, administrative și finanțate din bugetul local al Comunei Balcani pe anul 2020. Discuții. Dacă aveți discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea? Trecem la 4. Privind aprobarea contractului de asociere între județul Bacău și oarecum Comuna Balcani, privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoane cu handicap, a persoanelor probabil cu handicap. Doamna secretară va explica despre ce este vorba. Dați-mi, vă rog frumos, materialul, că există o adresă acolo la proiect. V-ați primit și referatul, ați primit și de aprobare prin care noi am explicat acolo care este situația, dar am să citesc din adresa venită de la Consiliul Județean respectiv de GASPC. Dacă îmi permiteți, deci prin prezenta vă informăm că având în vedere modificările legislative, contribuția unităților administrative teritoriale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2020 nu poate rămâne la nivelul raportat la standardele de cost prevăzute din HGO vechi 978/2015, deoarece acest act normativ a fost abrogat prin HG numărul 426/2020, publicat în 2 iunie și în Monitor Oficial, privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Ținând cont de principiile specifice aplicabile administrației locale, respectiv principiul autonomiei locale și cel al cooperării, vă comunicăm spre stadiu contractul de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial la persoane cu handicap, raportat la standardele de cost prevăzute de HG-ul nou, pe care ulterior vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local în proximă ședință. Acest contract va fi încheiat pentru perioada iunie-decembrie 2020, rămânând aplicabil contractul după caz deja aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Deci, dacă noi aprobăm noul contract cu forma respectiv după noua lege, deci doar atât este modificarea pe care v-am citit-o. Pentru că la nivel național sunt alte discuții. Dacă aveți și alte întrebări. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Tot. Trecem la punctul 5. Diverse. Mai întâi domnii consilieri și după aceea... Domnule, nu este un regulament care să spună treaba, o lege care să specifice... Este un regulament. Aș vrea ca să am eu ceva de spus. După, terminăm noi. Adresată consilierilor, poate consilierii o să trebuiască să răspundă. Pentru asta aceste discuții. Bine, vă răspund după ce terminăm noi ședința, să intervin și dumneavoastră, da? Bine, poate plecați acasă. Domnul Barna. Ăsta e scopul. Da, la diverse eu aveam foarte multe întrebări, dar dacă domnul primar nu prea își face apariția prin ședință de Consiliul Local, e mai importantă o ședință PSD să fie la ordinul domnului Benea, asta e situația. Știți cum e,
E foarte umilitor așa să fii cel mai frumos spus, pot să spun, scamagiu, să dai scamele jos de pe hainele șefului. Când te-a sunat, hop, stai, nu contează că eu am ședință cu oamenii care m-au votat, nu contează că avem lucrări, nu contează că au venit bani de la guvern care trebuie folosiți în interesul comunității, eu trebuie să ajung la șeful, că dacă m-a sunat șeful, mă dă afară șeful, sau cine știe ce mai face șeful. Bun. Dar pot să-l întreb pe domnul Costel Iliescu, care face parte din aparatul administrativ al domnului primar. Domnul Costel, unde sunt cei 2,6 milioane de euro alocați Comunei Balcani în 2016, înainte de votări? Și unde sunt săpăturile care au fost promise și există prin scrinuri? De unde ați luat suma asta, domnule? Păi, a fost afișată de domnul primar în 2016 și scrie acolo destul de clar, în septembrie 2016 vor începe lucrările pentru aducțiune de apă canal. Unde sunt banii? Și unde sunt săpăturile? Eu n-am văzut. S-au alocat bani pentru alimentare cu apă și canalizare. Da, domnule, așa scrie. 2,6 milioane de euro. Dați-mi și mie sursa. Nu știți? Nu. O să vă arăt sursa. Da. Da? Și acum mai nou... Deci spuneți că s-au plătit... Așa spune domnul, nu spun eu, așa spune domnul primar. Da, domnul primar așa a postat. Nu știu, eu n-am văzut, dar... Comuna Balcan și-a pus o listă beneficia în conturile primăriei Balcani, au intrat 2,6 milioane de euro și se vor începe lucrările în septembrie 2016, exact înainte de votări. S-a postat lucrul ăsta de pe pagina domnului Luca. Acum, vreo două săptămâni, a venit cu aceeași minciună privind un subiect despre care domnul viceprimar n-a fost capabil să îmi răspundă la nicio întrebare, habar n-avea nimic, nici ce avize sunt, nici ce s-a discutat în ședințele respective. Dumneavoastră trebuie să știți mai bine, facem parte dintr-o asociație, da? De comune, care aia cu poimul pentru canalizare și apă, care trebuiau să înceapă lucrările prima dată în 2014, pe urmă în 2016, pe urmă în 2018. Mințiți lumea de vreo 7 ani de zile că faceți canalizare și apă în comun. În vedere legal, tot ce țin din primărie și din Consiliul Local, noi am pus la dispoziție. Ce a spus la dispoziție? Vă spune ce a spus la dispoziție. Suma a spus-o, ca să-și poată plăti ei secretarii și directori de asociația. Este un proiect regional, așa, cu mai multe comuni. Impus deci de Uniunea Europeană. Spuneți adevărul, impus vecine de Uniunea Europeană, pentru că noi, în 2020, nu avem condițiile care le aveau locuitorii Londrei în 1400 și ceva, când s-a făcut prima canalizare în Europa. Suntem în Londra. Nu, nu suntem. A zis că nu suntem nici măcar la nivelul la care erau londonezii în 1400 și ceva, domnul Costel. Pentru că dumneavoastră mințiți de 6 ani de zile că aceste lucrări vor începe. Vor începe. La început când? Vor începe. La Sfântul Așteaptă. Vor începe. Bun. Când vor începe? A doua problemă. Dumneavoastră dacă tot să facem, să facem mai întâi cintura de ocolire la Balcanilor, da? Da. Domnul viceprimar, dacă dumneavoastră nu sunteți capabil să înțelegeți și să diferențiați niște lucruri, vă luați frumos de mână cu domnul Gânga, stabiliți împreună care-i capra, care-i varza. Eu am spus așa, prioritatea în Comuna Balcani, prioritatea în Comuna Balcani. Haideți să începem dacă tot sunt între ele, eu am spus așa, prioritatea Comunei Balcani este apă, gaz, canal, trotuare, șanțuri, diguri, asfalt. Și prezentatorul emisiunii m-a întrebat ce proiecte de viitor aveți mai mari, mai de anvergură. Și am spus, s-ar putea face un parc de panouri fotovoltaice, un parc industrial, o șosea de centură chiar. Acum, dacă dumneavoastră n-ați mers la școală la timp și nu sunteți capabili să înțelegeți ce am vrut să spun, nu este problema mea. Eu n-am spus că prioritatea în Comuna Balcan este șosea de centură. Niciodată. Asta e da? Deci dacă dumneavoastră nu înțelegeți ce spun, măcar tăceți din gură. Dacă tăceați, filozof rămâneați. Da. Deci, a doua problemă care vreau să vă întreb, că asta pot să-l întreb pe domnul Costel. Cu siguranță este cunoștință de cauză. În Gura Știrbățului avem acolo un băiat, Pântea Ionuț, care aproape a fost luat de apă. Și am înțeles de la dumnealui că dumneavoastră v-ați dus cu două plase
nu știu dacă se pot numi de Buzău, că el mi-a zis că erau din astea care le pui la găini ca să nu ți-a, ca să nu fugă pui de lângă cloșcă. Eu știu că a primit materiale. Da, și mi-a arătat și piatra, care încape într-o căruță și e acolo. Băiatul și-a făcut îndiguire acolo la el din banii lui. Mi-a arătat bonuri în valoare de peste 8.000 de lei, 80 de milioane. Da. Pentru că primăria s-a dus la diferitele insistențe ale lui Pântea Ionuț și ce i-a dat? Două plase de 0,4 și o căruță de bolovan. Da? E adevărat? Nu pot să nu vă pot confirma. Nu, dacă nu puteți confirma. Nu, pentru că nu am fost. Dar cine s-a ocupat? Domnul Bucei, cumva? Au fost trimisă prin băieții cu tractura, bănuiesc. Și nu știți ce fac oamenii care sunt în subordinea dumneavoastră? Nu sunt subordinea mea. Îmi pare rău, eu sunt subordonat. Așa, dar în subordinea cui sunt? Al domnul viceprimar. Și ei au... Deci, ce au primit, au dus și în funcție de cum au fost afectați fiecare. Deci nu. A, și vi se pare că băiatul ăsta n-a fost afectat. Stă să-i cadă gardul și curtea și el n-a fost. Tot data asta au fost. Domnul Barca, atunci o să-l mai ajutăm din parcurs, deci... Da. Asta e. Bine. Bun. Da, deocamdată ce să mai spun? Că dacă nu e domnul primar... Domnul Gânga? Dacă mai aduc aminte ceva, o să mai intervin. Mulțumesc frumos. Da. Eu v-aș ruga ca în parcuri să duceți niște coșuri de gunoi. Nici la parc, nici la terenul ăsta de sport de la Rățeni nu spuse coșuri. M-am trecut într-o dimineață, era numai mizerie pe acolo. Și chiar... Când a voi să la Rățeni? Deja care au fost salicuizat și am dat comandă să mai facă și să deci, deci merg copiii în parcuri și nu au unii să arunci și nu-i frumos. Coșul. Container. Am ridicat problema containerelor care sunt insuficiente, sunt full, în două zile se umple. Erau containerele astea ecologice care le mai folosea și pentru gunoi menajer. S-a luat, s-a dus la, băgate în curte la școală la Balcani. La ședința trecută sau acum două, nu, luna trecută, a spus că aduceți niște containeri. Mergeți să vedeți că stă mizeria lângă container pentru că nu mă încape. Ca să pui tu 40 de casă sau 20, că s-o grăbat aici. Cuvele, la avem și cuvele. Fiecare familie are și domnule, duceți-vă la Balcan marginea să vedeți cum e. Deci dacă a venit mașina lungi ori de capul noi, marți, miercuri, deja nu mă încape. Se poate pune două, că erau două, dumneavoastră ați luat de acolo un container, ați băgat două de sau trei ecologice, după asta le-ați luat pe ele ecologice, le-ați dus nu știu pe ce motiv, le-ați băgat la școală. Le-au forțat și le-au stricat ca păi, dar ele n-au fost, domnul vice, dar ele n-au fost date la Balcan ca să le ținem la școală, în spate. Acolo le-au reparat. Păi ce reparat? Dumneavoastră a spus, domnul vice, dumneavoastră a spus, că faceți niște locuri amenajate pentru containere. Mergeți la Ghidionul să vedeți că containerul la ora actuală e dus în pârâu. Păi urmează să facem. Păi urmează, de 4 ani urmează. Păi da, să n-ai de treabă. Păi trec cu ani, deci, băi, dar și administrația are, și Consiliul Local e la Balcan. Hai să punem treburile la punct, mai ales cu containerele astea. Altceva. Diploile astea, foarte multe uliți, au fost luat balastru și dus de apă. Toate, până la asfalt, ar trebui să ducem, până la asfalt, ar trebui să ducem niște balastru. Omul nu poate, altul nu are căruță, măcar cât și chiar m-a rugat unii. Până la primărie nu v-ați întâlnit cu tractorul? Tractorul... Da, asta face, care balast? Păi, da, dar păcat că mai scară și pe la oameni privați. Vreți să vă arăt eu poze? Nu știți? În timpul programului. Vă arăt eu cel puțin 20 de poze trimise de oamenii din comună să vedeți cum și... băieții fac ciubucuri în timpul programului. Cu podurile de fer, chiar dacă au fost prins în al doilea proiect de hotărâre, ați văzut acolo la Grăpinoiul, la Ghidion. Omul a făcut o improvizație cum a făcut. Trebuie să ne ducem, să facem ceva, dacă totuși, mai sunt niște bănuți, că probabil o fi dacă treceți aici.
Altceva, alt coleg, dacă mai are de spus. Bine. Eu, două secunde, dacă vreți să-mi dați-o. Având în vedere că vine campania electorală, deja suntem în campanie electorală, haideți să fim oameni. Toată lumea, nu mai jigniți, nu mai... Deci, ce m-am uitat și ce am văzut pe rețele de socializare este ceva de groază. Suntem oameni. Haideți să păstrăm așa un nivel de decență și de oameni, că totuși am făcut parte dintr-un consiliu local, suntem niște oameni aleși. Haideți să fim așa oameni. Haideți să fim oameni. Atât am avut de spus. Deci, chiar nu se poate așa să... O problemă. Când s-a deformatat podul pe Valea Frumoasă, plus aducțiunile, s-a spus că se va lua mizeria de acolo. Tractura a fost atunci și am spus să iei mizeria de la pod, ce s-a deformatat, au spus că au urgență. Acum urgențele cum trecut. Acolo stă mizeria, acolo o să fie depozit de șef, broaște și alții, care copiii umblă de acolo și... Mai sunt încă drumuri care... Valabil pe sub toate gradețele. Deci mizeria trebuie luată. Nu lăsăm acolo să... Inclusiv la Ludaș, podețul ăla pe sub DJ, mai sub cu tipul de am poze. Ăla e jumătate din curăgălit. Da? Ați uitat pe sub el vreodată? Nu poți pe Nericica, s-a dus cu balanță, putea să vie cu buldor, să încarce mizeria în tractor. Terminăm priorități, să ajungem. Dar nu, că dacă s-a dus cu balanță, putea să vie cu noi înapoi. Nu trebuia să meargă cu gol. Nu se putea, că era aproape. Mai aveți probleme? Nu, astăzi, dacă s-a dus pe Nericica cu balastru, înapoi putea să vie cu gunoi. Era aproape, nu e distanță de 10 de kilometri. Dacă nu mai discuții la consilieri, o să dăm cuvântul invitaților. V-aș ruga punctual și... Foarte scurt, exact despre ce este vorba. Dați-mi mai mic 10 minute, că nu vă... Nu vă rețin, nu poate aveți treabă, știți? 5, da. Am zis, da, hai, fi 7. 7 minute? Da. Mulțumesc. Domnule consilier, de ce am venit la dumneavoastră? Practic, eu am mai fost în, acolo, la începutul mandatului ăsta care se expiră acum, pentru niște probleme. Adică nu mă erigez în reprezentantul oamenilor afaceri sau celor care trebuie ceva în comuna noastră, că nu cred că aici să există oameni de afaceri sau patron sunt. Suntem câteva persoane care am întrebit câte ceva. Vrem să facem ceva pentru comuna asta, cred că bănuiesc mai mult, în mod deosebit, locuri de muncă. Știți bine că eu am, nu știu de ce aici în comuna noastră, și de mult timp. Oamenii de afaceri sunt patronași ăștia, nu știu, sunt văzut așa, ca parea societății, niște oameni, aia, dar ce, e vorba aia, dar ce, dar încolo, că ăsta are, că asta e mentalitatea. Și bănuiesc că de aici pleacă, de sus, de la fruntea comunii. Adică sunt, stau și mă gândesc că dacă n-ar fi fondurile astea sau subvenții care vin de la județ, păi n-ar rămâne și fără bani, fără salarii. De aia gândiți-vă în mod deosebit că trebuie să faci ceva pentru noi, că practic comuna Balcani ar trebui să ne gândim ce resurse naturale are întâi. Are apă, aer, păduri. Și vă gândiți cam ce ar putea să facem în domeniul ăsta, în deosebire. De ce nu considerați? Unii am înțeles că au venit să facă un islar, un iazd de păstră, nu știu ce s-a întâmplat, undeva pe la Poda Frumoasă. Nu a fost acceptat, ceva s-a întrerupt acolo. Băieții de la Pârjor, care v-au serviciu, chiar am stat de vorbă și domnule, și noi am vrut prima dată în Închial să facem serviciu la Balcani. Iarăși s-a întâmplat și noi am zis, păi, trebuie să vorbim și cu ei. Asta am zis, care este omul ăla ăsta. Și o preferat, băi, degeaba să fac serviciu la Pârjor decât să-l fac aici. Noi care lucrăm la silvicultură, spune. Domnule, vă zis că vai, că taie pădurile, că nu-i cazul de la comuna Balcan. Pădurile sunt ale statului, drumurile sunt toți ale statului pe care trece. Și aici sunt controlate, că pădurile trebuie îngrijite, trebuie plantate, trebuie să scot arbori. Uitați-vă prin pischet, acum să vedeți câți arbori vedeți cu roșu. Se face, efectiv, nu că se fură, că fură pădura. Pădura rămâne un lemn de la societății de exploatare, de acolo. Eu cred că ar trebui să ne ajutați să facem aici o fabrică de prelucare a lemnului. Că avem probleme.
online nu poți să furi, să faci un genul ăsta, că... Și altfel s-ar face, s-ar mișca treaba în comun. Că fiecare, dacă... Uitați, și terenurile astea care le aveți, ați văzut la comunele, la Timișoara, Giugud, sau cum se cheamă comuna aceea. Apa Iulia, Giugud. Așa. Păi dați teren oamenilor, cel că vor să întreprindă ceva, faceți-le că facilități, apă, canal. La început îi dai omului teren, își face. O asociație de animale, scriești, nu știu ce, accesează fonduri. Merge mai departe. La un teren pentru... Eu aș vrea să fac o fabrică de preurcarea lemnului aici. Nu să fim considerați hoți și vai de mine că se fură. Nu se fură, nu-i chiar așa. Nu vin apele mari din cauza noastră la Balcan. Celor care taie păduri. Eu chiar în ultimul timp, din cauza acestor vorbe, mai mult am lucrat pe la strugar, pe la cucuieț, pe la curjor. Mi-e așa, nu, adică un om care vrea să facă ceva, este totuși criticat și... Că până la urmă, tot am auzit că vreți să-i aduce pe oamenii de băieți, oamenii noștri care au plecat din comuna asta înapoi. Păi cum să vină înapoi? El a venit înapoi. S-ar asocia, străi, patru asociații de crescătoare, de, cresc câteva bovini sau cel, unul face o fabrică de lapte. Dar dă-i teren, ajută-l cu ceva. Pune un program până o să vină în țară, la primărie, fă două schimburi, vine în iulie, în august, să vină omul și rezolvi problema cu acte de proprietate a terenului. Nu e adevărat că trebuie, domnule, să le duci unul personal la primărie, nu. Trebuie restructurat. Să miște mai repede lucrurile, să poată să facă, să vină omul să-i facă acte de proprietate, să-și facă acte pe teren. Să se stabilească. Să se stabilească odată. Și cu serviciile astea, nu mai știi care e serviciul de achiziții, care e serviciul de tehnicien, de urbanist, nu mai nu înțeleg cum e aici. Ar trebui, nu știu, eu cel puțin nu știu. Că am văzut, paradoxul este că la noi, la Balcani, cu, vorbind despre silvicultură, nu noi facem, cei din comuna Balcani. Credeți că suntem o tribi mititei, care au 3-4 oameni sau cât au, așa? Din alte firme, de la Neamț, de la Suceava, de Vaslui, este cum la Brancea, la 4.000 de metri cu blan. Deci păduri trebuie recoltate. Dar măcar noi ăștia, mititei, care facem 10% din cel, să fim sprijiniți. Dacă nu. Și acum, o chestie importantă. Am văzut și eu că se fac lucrări în comuna Balcani. Foarte frumos. Diguri, podeții, chestii, asfalturi. Și am venit să pun eu și o lucrare, nu? În depus o cedere, chiar la primărie. O am aici, am dosar. Și se dau cu încredințare. Dau cu încredințare, se afișează de pe seama, dar după ce s-o dau lucrare. Problema nu e asta. Dacă tot dați cu încredințare, cum ați zis Consiliul Local, dumneavoastră acolo scrie, Consiliul Local scoate la licitație, sau nu scoate, se încredințează lucrarea cu tărică, achiziție directă se cheamă asta. Nu mai intru în detalii aici, că asta ar fi lucrul urât. Dacă tot dați cu încredințare, încredințați oamenii din comuna noastră. Uitați, eu am cunoscut acum o groază de constructori, oameni specialiști, oameni foarte buni lucrători în construcție. Face la frumoasă. Confuzie, dacă îmi permite să vă întrerup. Deci faceți o confuzie gravă. Consiliul Local tot timpul a fost de acord cu lucrările care trebuiesc executate în comuna Balcani. Uitați-vă. Și domnul de la achiziții publice împreună cu viceprimar și primar se fac responsabil de încredințările directe. Consiliul Local domnul să spună mie singur consilier care a știut când s-au făcut încredințările respective. Noi nu facem campanie. Nu facem scandal, domnul Sofrane, dacă v-ați plictisit, puteți merge acasă. Nu, e plictiseală. Eu vă rog frumos. I-a dat un timp domnul Ivo să vorbească și știm ce trebuie să s-ar uni oamenii ăștia cu 3-4 de la frumoasă. Ce ești eu care? Prin o firmă. Fac eu domnul Ivo are 20 de angajați. Cum adică? Din comuna Balcani. Aveți ceva personal cu mine? Nu. Păi haideți să discutăm. Vreți să vorbesc din urmă ce s-a întâmplat? Nu. Sper că nu vreți. Imediat îmi dau drumul la gust. Deci un om care are 20 de angajați din comuna Balcani. Hai să lăsăm să spune. Vrea să le dea în salarii. Vrea să-i mânece o bucată de pâine. Bun. Eu am văzut oamenii săraci, foarte mulți lucrează în construcții. Bun, hai să ai și de bază aici. Construcții că lucrează la veri, la
la neamuri. Nu poți să-i demonstrezi omului când face nu știu cum lucrarea. Că s-au ocupat, da, câte doi, trei, care singur. Și mai primesc oameni prin telefon, bă, vedeți că noi știm ce faci tu acolo. Să lași să mai sperii, știți, băi, vezi cu ce faci, cu cine mergi, sau cu ce, ești de genul ăsta. Și eu am spus, bă, băieți, nu vă sperii, spuneți și voi, dar știm și noi ce ați făcut voi înainte, ce ați făcut voi ca în filmul ăsta, astă vară. Așa că, uniți-vă și hai să dăm toate lucrări, dacă tot merg pe credință, dați din comun aici, dur. La oamenii de ăștia din comun. Eu pentru asta am venit. Domnul Ivo. Dar neavând, nefăcând locuri de muncă, nu o să ai, domnule, că după ce omul, nu o să ne-și veni la primul, că după ce omul i-ai dat teren, i-ai dat facilități, o să fiecare se simte. Și eu așa duc, a fost comună la rândul meu, domnule. O altă problemă, domnule, ochi, domnule, des. Da. Să nu uite. Cu satul nostru la Balcan, aici. Problema cimitirului, domnule. Uite, mănii, păi mănii, închezi ochi. Care-i problemă? Eu închez, bătrân de acum. Nu ai unde să te duci rapid. Nu se poate găsi, nu știu dacă s-a ridicat vreodată problema asta în ședință de consiliu. Vor avem consilier de la Balcan. Să fac un schimb, teren, primăria, cum știu care. Eu am încerc cu Petrică Jireghi, cu un decedat. Spăi să-i dau cuiva de la el, dar durează enorm de mult acte, cred că 5-6 ani, nu știu. Deci sunt probleme care sunt... Dar știu că tot ați făcut și cu asfaltările astea, e ok, foarte bine. Dar anunțați oameni, că m-am văzut la Șorin, nu s-au asfaltat, nu s-au bunit. Măcar anunțați, băi, vezi că-ți vine și ții rând, asfaltați-le pe toate la un loc. Poți vin și ții rând și două săptămâni. Adică nu numai într-o parte, unii vin voturi sau nu vin, Dumnezeu mai știe, asta nu-i... Da, nu e vorba, știți ceva de ultimul licitație, cumva, unde s-a făcut și cam ce sumă, ultimul licitație. Dom'le, nu e problema mea asta, cine face lucrări pe aici, nu-i asta. Dumneavoastră trebuie să știți, dumneavoastră, așa apare mie, peste cap, Consiliul Local, așa apare, da. Credințează, da. Păi, dumneavoastră știți, dumneavoastră trebuie să consiliu, dumneavoastră trebuie să... De asta... Cum? Ați terminat? Mai sunt mai multe puncte, nu mi-am amintesc acum, când am dosar la mine. Da, să zic, doamne, poate să... Ieșiți consilier, să îi spuneți în direct tot timpul. Nu, dar eu oricum, indiferent că ies, nu ies consilier, voi face, voi că nu voi face, că nu ești chiar atât de hotărât. Am să vin în fiecare ședință pentru pentru oameni ăștia să facem ceva. O altă problemă, doamne, și cu digurile astea, eu am consultat un inginer, fac o școală la Tărâța. O zi, nu se poate face un dig fără o fundație, fără pinte, în scări, fără fier, armături de fier, măcar de 14. Dar nu-i o problemă, să reface, hai să faci, doamne, tot. Eu nu știu dacă ați fi consiliu, că ați fi la altul, ca să dormiți, să ne știți, prima dată regulează zâul de toate râurile, digul până la 10 metri, cât să nu intri, nu știu cât, 3 metri. Asta e o glumă. Ca să dormiți, să ne știți, doamne. Faceți, doamne, dacă vă doare inima de oameni, vă dorăm, dar e mai demnă, faceți o orientare în fiecare seară, că sunt oameni bolnavi, sunt oameni care nu săraci. Nu vorbim de cei care sunt leneși. Și dați-le, doamne, se poate vota un ajutor material. Vă știți, vă mă, la care trei luni iau o anumită sumă de bani. Nu mai merge cu plasă, vin și tărăzoa cu plasă, cu ulei, cu zahăr, de Crăciun, de par, de COVID. E urât să te-am mutat, am rămas în urmă, lumea merge înainte. Lumea merge înainte, domnule. Este o problemă, leac. Neapărat că s-a dat ajutare la Uniunea Europeană. Ajutor de la Uniunea Europeană. Bun, mulțumim. Dacă ne dezvoltăm mediul de afaceri, o să avem... Și ați înțelege, domnule, în Consiliul Local, nu atâta vârfi pe aia, că suntem oameni toată lumea. Ce Dumnezeu, cu mâini, voi mâini închidim ochii. Care că tu dezbați atâta? Și transparență, domnule, când vine omul la primărie să se ia în drum, când se uită în primărie, să se vadă până la biserică, așa transparență să fie. Ce tot atâta ne ascunde și pătești? Vă astea-ți banii, băi oameni, Consiliul Local, dă astea-ți banii. Dăm loc cu tărică lucrarea asta, sau o scoatem la licitație. Bine, bun. Nu? Eu așa pot corect. Vă mulțumesc, Dumnezeu să vă trăie. Vă ajute să ne conduceți cu mare schizuință. Domnul, încep exact cu ce o termin cu ce a lăsat. Vreau transparență. Vreau respectarea legii 52 din 2003, domnule. Eu am să vă rog să mă scuzați. Am urgență, nu poate făta o vacă. Doamna secretară. Revedere. Doamna secretară, notați acolo așa. Vreau respectarea legii 52 din 2003 de către Primăria Balcan, Consiliul Local. Referitor la ce, cât data trecută domnul Ungureanu mi-a zis,
și cu timpul limitat și cu... Dom'le, vreau să spun, notați doamna secretară, să aduceți la cunoștința consilierilor articolul 225 din OG 57 din 2000, de anul trecut, din 2019. Știți, domnul Ungureanu, nu toți putem să ajungem în consilier. Dar dreptul de a discuta în ședință îl are orice cetățean. Are aceleși drepturi ca și dumneavoastră, să fie clar. Citiți legea 52. Deci, cetățenii au dreptul să ridice probleme și în același timp trebuie și rezolvat problemele ridicate de cetățeni. Faptul că nu putem toți să fim consilieri, dați-ne voie cel puțin să vorbim în ședință, nu limitați. Vorbește asta, gata, ia fa, vorbești două minute. Deci să știți, la expunere, timpul este nelimitat. Căutați în lege să citiți. Regulamentul, doamnă, dacă îl faceți, exact mi-a spus data trecută, că ați face un regulament votat de Consiliul Local. Regulamentul trebuie să îndeplinească, să respecte legea 24 din 2000. Scriți la asta, domnul. Doamna, să scriți asta, da? Da, da, da. Regulamentul să respecte legea 24 din 2000. Dumneavoastră nu aveți dreptul să-mi reduciți din drepturi, din libertăți. Ați văzut? Nici o amendă nu poți să-mi dai dacă nu am mască. Dacă nu-i prevăzut în lege. Așa și dumneavoastră, nu poți să-mi limitezi timpul dacă nu-i prevăzut în lege. Deci asta a fost ca un introducere. Da. Problema este... Nu, eu termin. Eu sunt scurt, domnul. Să vă, ne țineți aici 7 ceasuri fără să nu treci la... Da, okay. Să respectați asta, regulamentul să-l faceți, bine, regulamentul să-l faceți așa. Mai departe. O altă problemă. Doamna secretară, am depus o cerere către Consiliul Local. O plecat domnul Gânga, domnul vino cu unul ca să... Poți să o dai până să ajungă... Uitați-vă ce dată din înregistrare are și n-am primit răspuns. Dă-i în fața, domnule. Să ajungă în avocat la bar, da? Și poți să o dai și la secretară. Așa. Este vorba, doamna, de adresa numărul 4735 din 22-6-2. E adresată, dă-i să citească domnul președinte. E adresată Consiliul Local. De ce nu a fost adus în discuții, domnul? Asta vreau să-mi dați un răspuns, doamna secretară, dar am scris. Vreau răspunsul, să știți. Păi, dar răspunsurile le primiți în scris, domnul Ceaineziu. Da, dar de ce nu am primit răspuns la adresa asta, vă întreb? Are mai mult din 30 de zile, cum prevede legea 544, doamna secretară. Ce facem aici în primărie? Lucrăm, domnul Ceaineziu. Lucrați? Nimeni nu se degeaba, să știți. Doamna secretară, v-am spus să respectați timpul prevăzut pentru publicitate. La articolul 7 din legea 52, la alineatul 4, spune așa: la publicarea anunțului, autoritățile administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile calendarice pentru, așa, pentru a discuta cu cetățenii. Îmi spune și mie, măcar, o lege în care ați, odată când ați discutat cu cetățenii și ați fixat o dată ca să discutați cu ei, la un proiect. Toate proiectele spune așa. Vă notați acolo așa? Deci, da, da, da. Articolul 7, aliniatul 4. Și spune așa că autoritățile sunt obligate. Cum respectați dumneavoastră obligațiile care le aveți? Am mai spus... Dumneavoastră, da? Ridicați în adresa asta niște probleme care vă depășesc, în primul rând. Nu mă depășesc, vă depășesc de dumneavoastră. Deci nu facem noi legea cum vrem noi, eu v-am spus și data trecută. Noi dar trebuie să respectați articolul, legea 24. Dar respectăm, domnul Ceinegel. Am spus să respectați dreptul cetățenilor. Doamna, te rugați ceva. Cum mă depășesc în mine? Păi vă depășesc pentru că nu sunteți la obiect, în primul rând. Oare? Da. Spuneți unde, spuneți unde. La niciun articol de aici, la tot este... Așa spuneți articolul și unde am depășit. Aici dumneavoastră, nu știu, le confundați, le amestecați. Doamna, dumneavoastră am impresia că nu știți. Eu v-am dat odată un răspuns și v-am dat de mai multe ori. Și răspunsul dumneavoastră a fost în felul următor.
La asta mi-a dat că vă iau la mișto. Nu, eu aduc adresa prin care v-am dat răspuns și nu cred că v-am luat la mișto. Eu am respectat legea, v-am respectat pe dumneavoastră. Și nu cred că eu un răspuns eu vreau la mișto. Nu, nu, adăcați, am vrut că s-ar putea să ajungem în tribunal. Cu treaba asta s-ar putea să ajungem în tribunal, pentru că nu respectați legea 544. Vă spun știți. Să nu vă dăm noi în tribunal pentru toate acuzațiile astea care ne le aduceți. Noi, cred că suntem liniștiți. Dacă aveți probe, să vă aduceți. Noi avem probe, să știți. Vă rog frumos. Da? Gata. Am terminat discuția, vreau. Da. La ședința trecută am spus așa. Când demolați gardul la cimitirul din Rudaș? Am ridicat-o de 100 de ori, s-o ridic până când terminăm, până când terminați. Când o construcție construit ilicit, fără documentație, fără niciun act, domnul, fără aprobare. Cimitirul din Rudaș, când îl demolați? Domnul, scrie, domnul. Dar unde este cimitirul, domnul? Domnul, din la deal de școală, în Islar. Dumneata, ai văzut că se construiește acolo? Și e ocupat? Adică e funcțional? E cimitir funcțional? Domnul, nimic nu mă interesează. De ce ai pus șarampoi în Islaț? Asta m-a interesat. Este un obor pentru animale. Cum? Un obor pentru animale este. De când e asta? Cu ce aprobare? Cu ce aprobare? De când s-au mulțit animale. Cu ce aprobare, domnul? Vreau să văd o hotărâre a Consiliului Local prin care ai pus fare acolo. Ai auzit domnul... Nu-i domnul Lucu. Ilescu. La raport, domnule. Da? Domnul Ilescu, ai auzit? Da, da. Da? Asta, bine spui asta. Îmi spui când demolezi acolo. Sau îmi aduci act, cum se spune, autorizație de construcție. În ce calitate sunteți noastră? Dumneavoastră, am dreptul să vorbesc, da? Dumneatare nu mă limitez. La ce altă se termină? Trebuie să-ți dea raportul mitale. Cine ești, în ce calitate? Deci, domnul, ce te așa consilier? Când terminați, nu mai interveniți în discuție. Ești un jalvagiu. Așa. Așa. Deci, vrei să-l controlezi. Mai aveți? Da, una să-l controlezi. Domnul, la Balcan marginea, cineva a construit un gard acolo, de câteva, chiar într-o curbă. Domnul, poate confirma și chiar domnul Gânga. Domnule, când îți construiesc garduri la zona publică, la drumul public, ar trebui să interveniți și dumneavoastră și să spuneți, domnule, mergeți cu o jumătate de metru, cu 10 cm, mai în interior, poate să lărgeți strada, poate nevoie de o conductă de apă, poate ceva. Dacă omul are cadastru acolo, cum să-l pui să dea dat? Da? Poate, poate. Bine, poate la uneori îl convingeți. Cam auzit că vreți să veniți prin linia a doua în spatele casei mele, ca să dau eu gardă înapoi pentru nu știu ce. Dar nu v-ați uitat cu care a intrat pe partea aia, chiar dacă vă rog să mergeți, să vedeți că ceilalți pe partea opusă au ieșit cu jumătate de metru în drum. Nu eu! Chiar vă rog, domnul Ilescu. Eu nu v-am acuzat. Nu, nici eu nu v-am acuzat. Nu, nici eu nu v-am acuzat. Știți ce vă mai rog, domnul Ilescu? Am auzit să toarnă, vrea să toarne asfalt. Respectați tehnologia, da. Deci, nivelați terenul, 20 cm de balastru. Asta e soluția dumneavoastră? Nu, o găsiți în carte, în date tehnice pe internet. Nu, da? Avem un proiect tehnic care îl respectăm. Da, și, dar trebuie să... Da? Vreau să mi-l arătați și mie să văd dacă scrie așa. Da, pui asfaltul pe pământ. Păi cine a zis că face asta? Da? Pui asta, pui 15 cm de piatră spartă, pentru că ăla pune pe fundații și ce se urmă și se trebuie. Este un proiect care se ia probabil dacă vă interesează. Domnul Baciu, am văzut, eu am asistat, domnule. Eu v-am spus o chestie. Am asistat la lucrare, de asta vă spun. Suntem oameni. S-a luat probă în soporat. Suntem oameni. Nu toți putem. Asfaltul compactat, sincer. Nu toți putem să fim consilieri. Am asistat la treaba asta. Domnul Baciu, nu toți putem să fim consilieri. Dați voi și la cetățeni să vorbească. Și în ce calitate? În calitate exact care o ai și dumneata, vorbești și eu. Să știi că nu ești superior mie. Cu nimic. Să vă intri în cap. Acum eu am terminat. Îmi spuneți când demolați gardul. Îmi dați răspuns în domnul Barna. Aveți grijă să fie scris și un proces verbal îmi dați și mie. Dar poate, eu nu sunt nici președinte de ședință, nici eu sunt simplu consilier. Da? Bun, domnul, vreau, știți acolo, un proces verbal. Că dacă nu mă rezolvați treburile, că rămân de multe ori în suspensie, de multe ori vorbim și nimic nu se face. Bun. Și vreau ca să rezolv. Și dați un proces verbal, îmi spuneți când demolați gardul. Da. Mulțumesc, domnul Tenezian. Domnul... Nevoiță. Nevoiță.
Onorasă șefei Consiliului Primăriei Balcani, adu la cunoștință că înainte de 2013, cu 2-3 ani, am făcut cerere să colmătasă pe râul la lungă acolo, de la 2 metri măsăză la 50 centimetri. Într-adevăr, domnul Raț a făcut proiecte, s-au aprobat bani să facă de la Tazlău până la podul, la șosea aici, la către Piatra Neamță. S-a băgat buldă, a venit frumos, a ridicat malul, până la mine, vreo 20 de metri a ridicat malul frumos. Eu o merg la domnul Ivu, la băut acolo, și la mine în loc era un dâmb acolo care i-a arătat domnul Rață să-l iei, să-l dea în partea asta la încă. Și din invers, mi-a rupt malul de tăt, mi-a împins niște răchiți pe agricultură și el o tot mers la băut. Eu mi-l la domnul Rață, domnul Rață, și că las că știe el ce are de făcut. I-am spus. Și a ajuns la pot, la mine câte un pic, până la digul vechi. Au făcut malul ca lume pe partea dreaptă la Ivul. Și la mine nu l-a așa prea îngureală și mi-a lăsat ca niște căpcăni, unii n-au pus. Și când a venit apa mare, desigur, mereu tot mă năcăjit. Eu în urma lor, 20 milioane, peste 20, am cheltuit cu soamne, am făcut eu malul. Am dat răchițele sele la mal acolo, mai căra pământ. Și zilnic, 2014, 15, în 2016, am tot venit la domnul Rață și am zis, domnul Rață, zic, da, să-l aduc, să-l aduc. Domnul Rață, o aduc. Când la capul, știți și l-ați spus și mi-au făcut ăsta. Și numai domnul Brață, un an înainte, n-a mai fost. Am venit la domnul Vigi, Luca. Da, o să-l aduc ca să scape din mine. A, pe urmă, iar am mai venit. Păi și tot vii mereu să-mi spui că pe atât au fost plătit. Ca să rămâi, să-mi facă mie să rupă malul. În 2016, domnul Luca a ieșit pe primar. Și a venit apa din calea afară, mi-a intrat 40 de centimetri în casă. Mi-a necat păsări, porci. Mi-a rupt șanțuri, garduri rupte. Acolo la pârâu s-a rupt digul, 40 de metri, a fost una din felii. La 3 metri înălțime, la vreo 40-50 grosime. L-a strâns tot pachet în mijlocul pârâului, l-a împins apa și malul, desigur, vreo 3 metri adâncime, a venit malul de sub gard. Am avut fundație, eu turnată de mini, așa, până la fundația bucătării. Dincolo, pe partea dreaptă, imediat a venit de la primărie, că a venit și eu ca să-mi dea ajutor. Că are oameni angajați, are atelaj, are nimic. Nu vreau să vină cu nimic. La Țepiș, acolo s-a dus imediat. Au pus oameni primării, s-au stricat grajdul. Au tras betoanele din pârâu și ca să fac, s-o fac o dig. Iar nu-i n-o tras betoanele ca lume, au rămas betoane acolo și s-au colmotat prăvul. Și acum sunt betoanele în prăvul acolo, datorită asta. Iar la ieșire, că eu ieșesc vreo 200 de metri cu prăvul. La ieșire s-a înfundat prăvul de tot, cu copaci, cu răgălii. Vreo 20 de metri. Am plătit 3 oameni și cu calul și-am desfundat pârâul și am anunțat și primarul. Dar o da de oferit, dacă eu nu m-am venit pară să-mi facă din coace. Unii i-au rupt banul de o sapat 3 metri adâncime.
Așa că când începem, începem de la lungă de acolo, de la Tazlău, să tăiem toată vegetație, să facem mală. Dar eu, de tot am venit, tot ar să facă, ar să facă. În 2017 am venit din luna lui martie, era rău înghețat. Păi și vrei să venim acum iarna să facem? Că ți-am spus că tăiem vegetație, că nu știu. Să... De unde? Că... Eu am venit și zic, băi, să nu taie prunii. M-am apucat și am tăiat răchiți, salcâm ce am avut pe acolo ca să rămână prunii, să nu cumva să nimeni taie. Și de unde? Că tocmai când în 2018 au băgat Voldo de la Luncă, iar la mine a trimis excavator, expres primarul, mi-a rupt. M-am trezit cu ăla, și fai, băi, a intrat aici. Mă trebuie domnul primar să rup toată vegetația și să fac mal. Băi, dacă te-o trimis domnul primar, eu am zis că rupi la toată lumea. Care să mi-e și ăștia acum. De unde? El a rupt numai la mine prunii, au venit și au ridicat puțin pământ peste prune acolo, mi-a scăcat și porumbul vreo 2 metri cât au fost împins prunii, 20 de pruni care erau în carcaș, cu prunii făceam la 400 kg de prune. Și el a venit cât a venit, s-a dus la băut, rămâne pe a doua zi, știi când. O trebuie să răspund să vii scase. Poate avea alte treburi, nu neapărat să s-a dus la băut. Dar chiar se ducea zilnic și venea țapând la... Dar unde se ducea la băut? La domnul Ivo. Ivo de la Ondaș? Da. Am înțeles. Ia vezi, se avea și marul acolo, da. Dar mi-a precizat exact unde stați dumneavoastră. Eu stau chiar lângă Pârâu, pe cot. În Ludaș, da. Sunteți vecini cu Pârâu și da. Imediat urmează domnul Ivo, da? Da, da. Să știe lumea unde stați, punct. Sepe și Ivo. Exact lângă Pârâu, care vine de pe Valea Ludaș. Da, 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 lângă cot, da. Dacă eu trebuie cu Balcani. Așa. Da, exact. Okay. La mine nu au vrut să fac altceva. De acolo o venit s-o tăiat cireșul șala, coschie, dâmbul șala, nu știu ce om a venit, or, era domnul Borto cu lucrare, ca și venit din partea și... Care e Borto? Stați un pic. Domnul Borto, Iosif, cuscul domnului primar? Da, nu era un cuscul domnul Bana. Nu era un cuscul. Dar n-are importanță, eu nu cred că dacă te însori cu cineva, l-ai cunoscut azi, dar nu faci nume. Mă rugăm, lăsați-o să termini. Ăsta s-a apucat din jurat, două să-i mai pui, tot acolo unii n-au vrut pușcașul să-mi minieru malul, tot acolo n-au vrut să-mi pui pământul, era așa tear, gaură. Și el s-a apucat de dumnezeit că a rupt excavatorul și nu se poate învârti. Să iasă de acolo. Dar eu aveam o ruptură mai la deal, 2 metri până în grădină. Băi, dar să punem barmă aici. Îți pui, dați rum mărul. Băi, zic, dar e în grădină 1 metru mărul. Băi, nu, crapul ăsta care ieșe. Băi, băi, mă duc să aduc o drujbă, să nu-i străgi mărul, că zic... A, până am nici eu cu drujbă, el a rupt. Chipurile i-au pus acolo, mi-au umplut distanța așa de vreo 5 metri și pe urmă încoace n-a vrut să mai pună. Nici n-a vrut acolo, i-a spus, băi, sunt betoane rămas în Pârâu, nici acolo n-a vrut să... Văd că el patinează și-a ieșit și era unde a făcut digul nou, era mal pe centru Pârâului de acum. Cum a scos, eu pus fundație.
și-a ieșit cu excavatorul și-a luat pământul seala, care eu avem nevoie de el, și în puiața, în bateria salată, că eu am carat cu căruța, și l-a încarcat la revărcă, și deasupra o luat de dig, s-o cara de acolo, pământul. Deci, în final, dumneavoastră vreți să se facă un dig acolo și să... S-au adus de la prefectură, de la... Acolo e problema că e numai pe partea făcut digul și prin partea lui nu este, nu are dig deloc. Și când vine apa mare... Rupe la dumnealui. Rupe la dumnealui și îl inundă. Asta vreți. Deci asta este problema. Păi asta e problema, dar o să faci și să nu faci. Să scoată betoanele cele din părău, socul motat. Îi spun că s-o colmatat părău. Și domnul Luca, dacă ați zice că ați venit de mai multe ori la el, ce v-a spus? Domnul Luca, asta i-am spus, domnul Luca, zic, m-am venit, iar te ori am făcut cerni. I-am făcut cerni că fac greva foame. Și chiar aș vrea să văd un om mor de greva foame. Ce? Domnul Luca, da, gândiți-vă, vre, că s-a mărit și eu, bătrân. Și aici a luat banii europeni. Domnul Negoiță, vede, aveți grijă ce spuneți, că sunteți filmat cu vreo trei camere. Păi, tana, asta mi-a spus-o și mi-a zis să mă iert, dar ești un escroc și un șalbaziu cu scripistolocul, dar unii scrii, eu răspund aici. La mine vine. Bine, dar asta... Și asta mă rezolva și eu am scris. Deci asta este problema dumneavoastră, ca să nu mai... Am fost la poliție, mă, să nu... Eu luat cerni cu prânii. Dumneavoastră ați... Din ce eu am vrut să dea... Că n-am bani. Că nu am bani. Nu am bani, zic, sunt ei un avocat din oficiu. Când eu și-a luat 50 de milioane. Și am scris pistologul. Nimeni, azi că mă așa spânzul și nici nu-i lipasă un câine dacă spune că îi primez, e sarșul ăla apără. Dar eu nimeni, nimeni. Bun. Și la poliția am cerut. Mai aveți altă problemă în afară de... Și la poliția am cerut să facă, să ne interdă cumva că s-a mărit și bătrân, nu mai poate și umbla pe drumul. Și mi-a zis că... I-am spus că zic, mă spânzul, că i-am spus că mă spân. Ce minuti lasă? Nu știu ce spânzul, ce? Spânzură-te! Du-te la, du-te la judecătorii! Dar la judecătorii nu am bani, domnul! S-am scris la domnul... Vierea. Am scris și o trimis tot la prefectură. Că a zis că pe mine m-a inundat, mă faci și sunt prost, că doar a fost și domnul Vige acolo cu domnul Iliescu, cu ăla de la ape. Că a zis că la mine a venit apa ta, zlăulul ăla de alt și m-a inundat, că eu sunt prost, nu știu și m-a inundat. Lasă un pic. Deci în hârtiile primăriei, domnii au consemnat că v-a inundat apa ta zlăului? Da, da, da. Aveți hârtiile? Nu noi, domnul Bacău. Da, da, de la Sehia Bacău. Unde scris, domnul? O zis că-l cheltuie 2000 de lei, nu știu pe ce astea. Da, dar, domnul Costel, dumnealui a spus că dumneavoastră ați raportat că l-a inundat apa ta zlăului. Nu, dânsul lui nu i-am scris așa ceva. Uite, am venit cu domnul Ivu la domnul Vizic, că am zis că e domnul primar, era în concediu. Și am spus, domne, domnul Ivu, mă, ta ai cam mai lucrat ca un... securiță cu mine și de ascunță. Așa lucrează. Că te trebuie să mi se trage la dumneata. Noi, eu te spui, intima, să mergem. Am venit la domnul Vigil, l-am găsit. Hai să ne întoarcem înapoi noi. Să facem retușurile. Dar eu am o singură întrebare, că din ce am înțeles eu, dumneavoastră ați spus că oamenii care veneau să lucreze acolo, mergeau la băul la domnul Ivu și după ce mergeau la domnul Ivu, rupeau doar din partea dumneavoastră. Din da, 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 da. Deci au făcut pe partea dumnealui, da, pe partea dumneavoastră. Pe partea și eu făcut ca mai contează. Dar eu de om nu m-am putut vă lua niciodată. Vă barna. El a zis că... Vedeți să vă convingeți. El a zis că... A zis că domnul primar. Și într-adevăr, din care l-ați făcut acolo, doar pe parte ce se vede din drum. Nu, mă ajut cu neadevărul, dar acum e inundată.
Adică da, am văzut ceva. Eu vreau să-l spun la diverse, dar dacă domnul primarul dă bir cu fugiții, la Frumoasa este exact aceeași problemă. La podul de la dispensar ați făcut lucrarea aia strict cât se vede din șoseaua județeană. Cât îți arunci ochii în dreapta și în stânga se vede lucrare. Mai încolo, canci. Mai încolo ați lăsat, când a fost apa mare, a luat-o apa la deal. Deci ați demonstrat că poate merge apa și la deal, pentru că n-ați decolmatat până în râul Tazlău și au fost inundați toți, Walter, care mai sunt acolo, nu știu, la Ghirculeasa, care mai sunt, până în dreptul școlii s-a întors apa, pentru că n-ați făcut lucrarea cum trebuie, exact ce spune și domnul. Păi, deci, ce nu-i bine acum? Păi, mergeți și vedeți ce nu-i bine. Nu este scos pe râul ăla până în Tazlău. Nu se deversează în Tazlău. Imediat după ce s-au terminat lucrările acolo, domnul Bala, dacă nu știu. Când? Așa. Au fost din nou, iată, inundații. Doamne, dar mergeți și stați de vorbă cu oamenii acolo, că oamenii au venit la mine. Chilanș să rămân în formul lui Tazlău. Domnul Iotru, vorbim, am spus, doamne, de ce nu faceți să mie, că a zis că faceți din. Că a zis că Diego care l-a făcut din fondul primăriei. De ce nu faceți la mine? Și că facem proiect și facem și la dumneatații. Din câte am înțeles eu, de la Hotar la Matale și până în Părău, exista un drum, trecea lumea pe acolo, căruța se ducea la vară. Nu e distanță. Mai există eu. Distanța e între gard și Părău ăla? Domnul Celegea aici. Mai există, vă întreb. Dacă a trecut căruță pe acolo, nu este ușă pe aici, așa, afară. Da. Trecem un pic din a doua, era o căruță. Că era o căruță, atât. Da, atâta era, dar au luat o apă. Au ajuns mai aproape de bucătăria dânsului. Da. O săpat. Am întrebat pe domnul Borde, ce nu faceți la mine? Nu vrea prima. Nu vrea prima. Ați făcut. Și la mine, încolo au făcut pisit tot. Norul boi, norul mica, numai la mine. Norul pân, norul malului. Că acum s-a bătut joc de mine. Lasă, moșule, că patirie tot vă mă... Nu mă poate, eu chiar vreau să-mi plătească oamenii să facă cum a dus prefectură. Domnul președinte, după aia am dat, că am primit... Eu am primit banii europeni, eu pus în buzunar, ce-a făcut cu ei? Nu este... Am plăsit la domnul Iliescu și au venit și au cercetat... Și mi-a spus că nu mai sunt bani, nu mai sunt bani. Poftim? Ați terminat problema dumneavoastră. Lăsăm ce-au făcut, ce-au trăit și cum au făcut. Păi asta acum... Nu aparține de problema asta. Poate nu a fost prins în proiect, poate nu s-a făcut proiectul. Nu suntem la problema asta, că... Este cine să... E problema să s-a ajuns să spui judei cătărie. Bine, că nu vreau să-mi dea nici un post de vorbă cu nimeni. Ca să-mi dea avocat din oficiu, că nu am bani. Eu cer 50 de milioane. Am înțeles. Eu n-am auză ca să plătească cineva 50 de milioane ca să dea cineva. E tariful dumnealor, nu ne... Păi dacă vrea că acest bătrân, adică unia, Mulțumim! Domnul președinte, ce vreau să intervin, pentru că domnul Costel Iliescu m-a contrazis că nu a avut luna trecută nicio contract. Niciun pot. Lăsați-mă să termin, da? E vorba de 2 miliarde și ceva, exact cam suma care ar fi apărut acum și trebuie să-mi dați o explicație. Da. Deci ați făcut un contract în data de 22.07 luna trecută cu 10 Lucmar Performanțe SRL. Citiți amenajare, dinguri, în punctul ăla. Dingurul ăla. Eu am vrut, lăsați-mă, domnule. Deci în momentul ăsta când 173.333 de lei e fără TVA, ajunge exact la 208.000 lei. Cumva banii ăștia îți cumpriți de ce au venit la guvern sau îți bani din bugetul local? Sunt bani din bugetul local. Dacă sunt bani din bugetul local, pe asta am vrut să... E vorba de 100 de metri de dig de beton cu elevață de 2 metri jumate. În valoare de 173.000, de 1.733.000 fără TVA. Da. Deci, dumneavoastră mi-a spus că nu... Că nu avem niciun contract de pod. De pod. De amenajare, dă-i diguri în punctul ăla și nu aparține de bani. Deci s-a lămurit. Tot nu lângă una, e digul, alta e podul.
una e capra, alta e vrasă. Amenajarii tiguri, o să apară și ce am spus. Mulțumim, domnul Gânga. Atât am avut dispus. Declarăm închis lucrările ședinței. Vă mulțumim pentru participare. Nu uitați să